Stimați prieteni, ne revedem. Este harul lui Dumnezeu că suntem în viață și ne bucurăm de lucrul acesta. Ai suntem mulțumitori Domnului, dar în același timp nu putem scăpa nici de responsabilitatea că îi suntem îndatorați Domnului. Astăzi aș vrea să țin o predică despre bărbați, dar sigur că ea trebuie ascultată de femei, că bărbații știu că oricum cum sunt. Bărbații au un rol important înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune de 3 ori pe an toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege El, la sărbătoarea azimilor, săptămânilor și corturilor. Acesta este un pasaj din Vechiul Testament, Cartea Deuteronom, cea de-a 5-a din Biblie, cu capitolul 16 și versetul 16. Prin creație, bărbatul este conducător, având curaj, inițiativă, pentru că are testosteron. După cel de-al doilea război mondial, atribuțiile bărbaților au fost preluate de femei și odată cu responsabilitatea, ele au dobândit și autoritatea bărbaților. Succesul feminismului din anii 70 a fost posibil în perioada postbelică din cauza lipsei de bărbați. Cea mai mare frică a unui bărbat este frica de penibil, frica lipsei de semnificație și performanță. Atunci când vorbim de bărbați, vorbim de provocări, de echilibru, de riscuri. Probabil că unul dintre cele mai mari riscuri la un bărbat este imaturitatea, care e specifică în prima parte a vieții, copilărie, adolescență. Apoi, erotismul, pofta. Aduceți-vă aminte de celebrul verset 27-28, mai ales, din Matei, capitolul 5. Aș vrea să vorbim despre câteva categorii de bărbați. Aș vrea să vorbim despre bărbatul tip agresor. El este omul care folosește agresivitatea în relația cu oricine și cu orice. El este omul care dă cu pumnul în masă. Așa face în relația cu oamenii din casa lui și cu oamenii din afara casei lui. Un alt gen de bărbat este genul bărbatului dependent. Aici vorbim de orice dependență. Mulți oameni cad în plasă considerând că pot repara lucrurile pe care le încep. Un al treilea gen este bărbatul leneș. El este omul care nu face nimic. El găsește motiv pentru orice eșec și dă vina pe persoanele din jur. El așteaptă să cadă totul din cer, ceea ce nu se întâmplă niciodată. Narcisistul este un al patrulea gen de bărbat. El se gândește doar la el. Marea problemă începe atunci când se căsătorește și nu-și poate împlini responsabilitățile față de soție și mai târziu față de copii. Problema este că el nu poate trăi fără audiență. Dacă nu e băgat în seamă, dacă nu e în centrul atenției, el pleacă, se mută, își schimbă anturajul. El se plictisește foarte repede de persoanele din jur. Al cincilea gen de bărbat este băiatul mamei, răsfățatul casei, care trebuie slujit la nesfârșit. El nu trebuie să facă nimic, el nu știe, el nu poate, el nu are. El nu poate duce nimic la bun sfârșit în situația în care se apucă de ceva. Un al șaselea gen de bărbat poate fi bărbatul tiran. El nu e niciodată de acord cu femeia și e întotdeauna superior. Nu face complimente, te reduce la tăcere, te limitează, te anihilează. Dacă tot vorbim despre categorii de bărbați, ar fi bine să vorbim și despre categorii de bărbați din punct de vedere al slăbiciunii sexuale. În Matei, în capitolul 5, versetul 28, așa cum aminteam puțin mai devreme, Hristos spune în versetul 27, în versetul precedent, știți că în Vechiul Testament s-a spus că cine curvește va fi pedepsit de Dumnezeu. Și acum urmează versetul 28. Dar eu vă spun în Noul Testament că oricine se uite la o femeie cu intenția să o poftească în inima lui, a și comis adulter cu femeia aceea. Din punctul acesta de vedere, există câteva categorii de bărbați. Primul este predispusul. El e o persoană predispusă, având un potențial născut înspre infidelitate. Dacă mediul de hrănire în care s-a dezvoltat, în care și-a dezvoltat caracterul, a fost un mediu de hrănire imoral, atunci atracția de infidelitate se va dubla, va deveni mult mai mare.
Al doilea gen de bărbat este misticul, omul care are principiu spiritual și își propune să trăiască în fidelitate și totuși sub presiunea ispitei cade și ajunge în păcat. Al treilea este oportunistul. Pentru anumite motive sociale sau de altă natură, el alege adulterul. Al patrulea este răzbunătorul. De asemenea, și el se răzbună pe tovarășul de viață, găsind întotdeauna explicații și justificări. Pasionatul este al cincilea gen. Pasionatul acceptă flirtul, păcatul la nivelul minții. Acceptă adulterul și apoi încearcă regrete foarte adânci. Curiosul este genul numărul 6. Vrea să știe cum este o relație cu o altă persoană diferită de partener. Apare rutina și își dorește ceva nou. Bărbatul tradițional vine dintr-o familie unde unul sau chiar ambii părinți au trăit în adulter, iar infidelitatea este deja cultură în familia lor. Bărbatul cu numărul 8, categoria sau genul de bărbat cu numărul 8, este bărbatul care are experiențe imorale de dinaintea căsătoriei și acestea îl atrag în mod irezistibil să le repete. Pentru că cine gustă odată din apa asta dulce, va trăi restul vieții cu gustul ăsta în minte și cu provocarea de a repeta. Bărbații, asemenea femeilor, au provocări specifice. Bărbații sunt chemați să atingă măreția, să se îngrijească de casele lor, să trăiască în integritate, să devină modele pentru copiii lor. Însă în timp ce doresc să exceleze, ei trebuie să domine câteva provocări pe care le au. Cea mai mare provocare este să-și gestioneze propria lor sexualitate. Instinctul sexual la bărbați este diferit de instinctul sexual la femei, pentru că implică inițiativitatea. Bărbatul are inițiativa în cererea în prietenie, logodnă, căsătorie și în actul intim. Pentru că chimia lui face ca el să fie stimulat prin vedere, în timp ce femeia prin atingere. Gestionarea sexualității este marele examen al vieții pentru un bărbat. Nu numai, dar în mod deosebit pentru un bărbat. Aduceți-vă aminte de David, unul dintre marii oameni ai lui Dumnezeu. Un alt aspect al vieții unui bărbat este gestionarea mâniei. Bărbații nu se mânie ușor, ca și femeile, dar atunci când se mânie, mânia lor este o mânie adâncă, ca un lac adânc. Saul de Pidă, primul împărat al monarhiei evreiești, a fost un om foarte mânios. Gestionarea resurselor poate fi, în ordinea importanței sau cronologică, un al treilea gen de provocări. Când mă refer la gestionarea resurselor, mă refer la gestionarea timpului, la gestionarea relațiilor și mai ales la gestionarea oportunităților. Lucrurile acestea sunt greu de gestionat. Fiecare dintre noi avem o anumită slăbiciune prin care ne pierdem timpul, prin care ne încordăm relațiile și prin care ne cheltuim darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu pe nimic. Probabil că în al patrulea rând este gestionarea succesului. Succesul este mai greu de gestionat ca și falimentul, pentru că falimentul te smerește, îți dă de gândit, te resetează, dar succesul te ridică cu capul în nori. Îți dă sentimentul că ești mai important, drept pentru care există riscul să te mândrești, să-i disprețuiești pe alții, să-i tratezi de sus, să te umfli ca un balon. Cum își va atinge un bărbat măreția? Cum își va atinge plafonul în acest hățiș al provocărilor, al specificului lui? Cum va reuși să fie fidel? Cum va reuși să-L cinstească pe Dumnezeu, să-și onoreze soția, să-și educe copiii și să fie un bărbat integru, să fie respectat și tinerii să-și dorească să fie ca el? Anii trec și îmbătrânim și odată cu procesul acesta care de la maternitate se îndreaptă spre mormânt, se împuținează timpul pe care îl avem la dispoziție să ne împlinim misiunea după voia lui Dumnezeu. Stimați
bărbați, Dumnezeu ne-a așezat în această lume cu capacitatea de a rezista ispitei, cu capacitatea de a atinge măreția, cu capacitatea de a-L asculta și a-L urma pe El. Dar lucrul acesta se face într-un anumit context. Lucrul acesta se face cu o minte curată, închinată lui Dumnezeu, cu anumite priorități, convingeri și principii, într-un anumit anturaj, cu o anumită perspectivă. Nu în orice loc poți fi fidel. De aceea vă încurajez să avem un moment de rugăciune în care ne deschidem inima în fața lui Dumnezeu, că în afară de Dumnezeu nimeni nu ne cunoaște inima mai bine. Știm unde suntem mai slabi. Știm acolo unde suntem mai tari. Dar indiferent unde suntem mai slabi sau mai tari, rămânem niște ființe vulnerabile și fragile. Avem nevoie de un ajutor din afara noastră. De aceea a murit Hristos ca să ne ierte trecutul și de aceea l-a trimis pe Duhul Sfânt ca să ne păzească viitorul. Dar pentru aceasta trebuie să ne asociem cu Dumnezeu, să-i ascultăm glasul și să-L urmăm cu încrederea că El ne va duce pe umeri, așa cum un păstor își duce o oaie slabă, rănită și neputincioasă, să ajungă turma și să fie pus acolo împreună cu ceilalte oi. Aș vrea să ne rugăm și să ne deschidem inima în fața Domnului. Nu uitați, trăim o singură dată, falimentând sau excelând. Tată Ceresc, ne oprim în fața Ta și ne închinăm. Mesajul acesta a atins cea mai sensibilă coardă a sufletului nostru. Tu ne-ai adus în viață, Tu ne-ai păstrat viața, Tu ne-ai binecuvântat viața, Tu ne-ai înnoit viața, dar viața aceasta este în mâinile noastre, deși noi încercăm să o punem în mâinile Tale. Doamne, noi știm că alegerile noastre ne-au dus unde suntem astăzi, alegeri bune sau rele. Noi suntem conștienți că orice gând rău se va transforma într-o faptă rea și orice gând bun se va transforma într-o faptă bună. De aceea Te rugăm, ajută-ne să ne păstrăm mintea curată. Ajută-ne să punem în mintea noastră sămânța cuvântului Tău, care va rodi sfințenie. Ajută-ne, Doamne, să învățăm să ne disciplinăm și să ne gestionăm cu mare atenție sexualitatea, resursele. În numele Domnului îți cerem ajutorul, nu reușim singuri. Binecuvintează-ne, Doamne! Ajută-ne să Te urmăm și ajută-ne să Te imităm. Știm că ne iubești, știm că ai murit pentru noi prin Hristos. De aceea, lasă puterea Duhului Sfânt să ne umple sufletul. Lasă lumina Ta peste mintea noastră. Îți mulțumim, Tată, că ne-ai ascultat și ne închinăm în fața Ta. Amin. Stimați prieteni, am ajuns la încheiere. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Toate cele bune!